Nicu vă salută din nou. Sunt foarte curios dacă știe cineva ce am eu în această cutie. Haideți să vă spun, să nu mai vă țin în suspans, pentru că oricum aflați în minutele următoare. În urmă cu 2 zile i-am comandat. Astăzi mi-a sosit comanda. Așa cum v-ați dat seama, mi-au sosit pomii fructiferi de la firma Iurta. Acea firmă pe care o știți din clipurile mele, poate mulți dintre voi ați cumpărat de la ea. Din Săcele, județul Brașov. Așa cum ați văzut, pachetul este desfăcut, pentru că eu, în momentul când a venit curierul, am vrut să desfac pachetul, să văd dacă sunt pomii respectiv comandați de mine, pentru o mai bună siguranță. Și bineînțeles că pomii sunt cei comandați. Firma este foarte serioasă, am făcut comanda în urmă cu 2 zile și foarte rapid azi mi-a sosit comanda. În cutie mai avem așa factura, mai avem un catalog, un mini catalog cu produse, îngrășăminte complexe, etc. Mai avem un ghid practic pentru cultivarea pomilor fructiferi, un ghid pentru mer, peri, vișini, cireși și așa mai departe. Foarte util, de la firma Iurta. Avem acolo în față 6 peri. Sunt diverse soiuri. Așa trebuie să arate un pom fructifer când îl cumpărați. De la o firmă, bineînțeles, care se respectă. Deja Iurta este un brand. Activează pe piața din România din 94, deci are 25 de ani. Este o firmă serioasă. În trecut am cumpărat foarte multe produse. Cele 2 vii de masă, toți butașii am cumpărat de la firma Iurta. Sunt foarte mulțumit. Smeură, coacăze, toți lilecii din gospodărie, iasomia, fortisia, deci multe, trandafiri a cumpărat mama, deci multe produse am cumpărat de la ei și sunt foarte mulțumit. În trecut am mai cumpărat de la ei un cireș, acel păr Novembra, care vi l-am arătat luna trecută. Vreau să vă spun că în trecut părinții mei au cumpărat diversi pomi din piață și bineînțeles că au luat țeapă. Fără etichetă, fără pașaport fitosanitar, absolut nimic. Au mers și ei pe încredere, o firmă care se respectă și bineînțeles care își respectă clienții, așa trebuie să livreze un pom fructifer. Indiferent de soi, rădăcina ambalată, vidată, etichetă, exact cum găsim fructul pe poză, așa trebuie să fie și în realitate, certificat, pașaport fitosanitar și multe alte detalii, schema de plantare, unde găsim acolo pe rădăcină, pe acea folie,
Deci așa trebuie să arate un pom fructifer, indiferent că îl cumpărați de la această firmă sau alte firme. Bun, și acum vreau să vă spun câteva detalii despre perii comandați. Aceste soiuri, altoi, sunt pe porți altoi, de păr sălbatic. Toți care vedeți aici, deci portul altoi este păr sălbatic. Deci asta înseamnă că prinderea este 100%. Vreau să vă spun că toți perii sunt anul 2. În general așa se vinde la orice firmă. Mai sunt unele firme care vând și anul 1, anul 3, dar avem aici 3 soiuri și am comandat din fiecare soi câte 2 bucăți. Deci am făcut acest lucru pentru o mai bună polenizare, da? Deci cu cât pomii respectiv, soiul respectiv sunt la număr 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe, polenizarea este mult mai eficientă. Așa, dacă cumpăra câte unul din fiecare, polenizarea nu era așa optimă. Din acest motiv trebuie să aveți minim 2 pomi. Așa cum v-am spus mai devreme, portul altoiu este păr sălbatic și aici este punctul de altoire, da? Nodul. Aici avem Williams roșu. Din păcate Williams galben nu mai aveau pe stoc, dar la primăvară o să întregeți rândul și rândul o să fie complet. Williams roșu, 2 bucăți, da? V-am zis, din fiecare soi am cumpărat câte 2 bucăți. Este un păr extraordinar de bun. Poate mulți dintre voi au așa ceva în grădină, în livadă. Vreau să vă spun că Williams roșu și Williams galben este un păr de vară. Aici avem mai multe detalii în diferite limbi. Avem schema de plantare. Următorul tot la fel. Am cumpărat 2 bucăți. Următorul soi este vorba despre un păr Napoca. Absolut incredibil. Tot așa este un păr de vară. Aici avem multe detalii, schema de plantare și așa mai departe. Aici tot la fel, Napoca. Și aici avem un păr de toamnă, un toasă Hardy. Deci v-am spus și eu repet, toate soiurile acestea care le-am comandat, eu le-am gustat în urmă cu câțiva ani și sunt excelente. Absolut fantastice la gust. Aromă, savoare, tot ce doriți. Deci cei care vă doriți un pom fructifer în grădină, în livadă, eu vă recomand cu toată sinceritatea să cumpărați dintr-un magazin specializat, de la o firmă, o pepenieră, ceva, care oferă garanție, oferă calitate și încredere în primul rând, din piață mai rar. Acum fiecare face cum dorește. V-am spus și eu repet, un pom adevărat, original, așa trebuie să arate. Cumpărat, bineînțeles, de la o firmă care se respectă și respectă clienții. Trebuie să aibă rădăcinile ambalate, vidate, etichetă. Și acea etichetă galbenă este pașaportul fitosanitar, unde acolo aveți toate detaliile posibile și imposibile. Pe etichetă trebuie să aveți soiul respectiv, deci așa cum este în poză, așa trebuie să arate și fructul. Și ăsta este un lucru foarte adevărat, pentru că am avut în trecut de a face cu pom cumpărați de la ei și tot așa arătau fructele, informații suplimentare, schema de plantare și multe alte detalii interesante. Legat de pașaportul fitosanitar, așa trebuie să arate un pașaport la orice pom original. Data sigilării, de exemplu, acești peri sunt sigilați pe data de 13 octombrie 2020, luna trecută, sunt proaspeți. Pom altoiți, câmpul 2, da? Deci este anul 2, specia, păr domestic, pe portul altoi de păr sălbatic, da? Scrie și aici. Categoria, eliberat, număr de registrare, deci astea sunt detaliile la un pașaport fitosanitar. Și așa trebuie să arate orice pom, de la orice firmă, bineînțeles, care se respecte și își respectă clienții. Cumpărătorii au rolul cel mai important, pentru că din moment ce o firmă oferă siguranță și încredere, tu o să ai vânzare, da? Deci profitul tău ca firmă o să fie mare. Bun, acum că v-am arătat perii comandați de mine și v-am explicat, v-am dezvăluit câteva informații prețioase atunci când vreți să cumpărați un pom, eu o să mă pregătesc să îi plantez. Acum o să iau toți perii, o să-i duc acolo în grădină. Vreau să vă spun, gropile sunt făcute, le-am făcut în urmă cu o săptămână.
pentru mai bună sterilizare a pământului. Totul este pregătit. Amestecul o să vedeți acolo.